5 etape s-au scurs din acest sezon competițional al Ligii a doua de fotbal. Nou promovată CSM Slatina a reușit până în acest moment să obțină o victorie cu Concordia Chiajna, 2 egaluri și 2 înfrângeri, acumulând 5 puncte. Invitat în emisiunea Stadion de la Olt TV, tehnicianul Dan Oprescu a analizat aceste 5 etape. S-a declarat nemulțumit de evoluția jucătorilor săi în anumite meciuri, cel cu Baia Mare fiind cel mai slab de până acum. Trebuie să recunosc că nu sunt mulțumit, chiar dacă vă aduceți aminte, înainte de începerea campionatului am participat împreună la emisiune la dumneavoastră. Tu mai avusese loc tragerea la sorți și văzusem primele etape și toată lumea zicea că e mare lucru dacă facem 2 puncte, 3. În primele etape. Noi am făcut 5 puncte, dar a venit această înfrângere de la Baia Mare, în urma căreia noi suntem nemulțumiți total, în care echipa a avut o evoluție poate cea mai slabă din cele 5 etape și chiar dacă noi am condus meciul, trebuie să fim foarte cinstiți să spunem că noi nu meritam să câștigăm acest meci. În duelul cu Baia Mare, slătinenii au condus până în minutul 75, fiind învinși cu 2-1. Scorul putea fi unul pozitiv dacă nu iroseau ocaziile de a marca, spune Oprescu. La 1-0 am avut 2 bare care puteam să închidem jocul. Prin Oliveira, măcar una să fi fost în poate. Exact, prin Oliveira, o bară la vinclu și Marius Nei cu bară transversală, în care puteam să închidem jocul și, bineînțeles, cred că doar așa, dacă aveam 2-0, atunci puteam să obținem un rezultat pozitiv, pentru că mental exista șansa ca Baia Mare să cedeze. În etapa a 6-a, slătinenii vor primi vizita celor de la Ripensia Timișoara. Partida este programată sâmbătă cu începere de la ora 11 pe stadionul 1 Mai. Cei care doresc să susțină echipa în această partidă sunt așteptați la stadion, intrarea fiind liberă.